Oare nu sunt mult mai nocivi managerii aceștia de instituții, conducătorii de instituții publice, care sunt la fel de impostori ca politicienii de care vorbiți în carte? Nu e o plagă mult mai urgentă? Ba da, este, așa e. Nu, și sunt mulți, dar de obicei acești oameni se transformă la rândul lor în politicieni. Sunt foarte mulți deputați care au terminat cursurile de management spitalicesc cu o zi sau două înainte de a fi numiți manageri de spital. Deci avem tot felul de aberații de oameni care în viața lor n-au făcut nimic în legătură cu spitalele și care au făcut un curs total aiurea și devin fie manager de spital, fie prezenți în consiliile de administrație ale spitalelor. Aveam unul care toată viața lui făcuse pescărie și vânătoare și devenise brusc șeful consiliului de administrație la spitalul de obstetrică și ginecologie. Și cazurile sunt foarte multe. Deci, avem cazul, de exemplu, la PNL, al șefului PNL-ului din Parlament. Domnul Roman a trăit din Consiliul de Administrație în Consiliul de Administrație. Dacă încerci să găsești vreo legătură între expertiza dumnealui și Consiliul de Administrație în care s-a aflat, nu există niciuna. Și asta e cazul cu marea majoritate a politicienilor noștri. Dar da, aveți dreptate. Există eșalonul 2 și 3 care e cumplit, plin ochi de impostori și din cauza asta avem dezastrul pe care îl avem. Dumneavoastră și în carte și în discuția care a avut loc la prezentarea cărții la Humanitas, spuneți că sunteți optimist, aveți un optimist moderat, să-i spunem că lucrurile s-ar putea rezolva sau dacă nu rezolva, să intre pe un făgaș care ar duce la îmbunătățirea lucrurilor. Dar fenomenul e atât de amplu încât mă gândesc de obicei când fenomenele sunt atât de ample, apar nevoia unor sancțiuni, unor supape de siguranță, oamenii ăștia vor fi probabil trași pe drumuri lăturalnice, vor în cel mai bun caz, asta ne așteptăm. Ei nu vor suferi niște sancțiuni, eu știu, legale sau sociale sau cum vedeți rezolvarea situației? Nu cred că ne mai putem întoarce în timp, asta clar, și nu cred că nu există posibilitatea de sancțiuni în spate. Și atunci ce avem nevoie? Avem nevoie de un guvern sprijinit de un parlament normal, așa cum vrea domnul președinte o Românie normală, și dacă reușim să avem un guvern cu oameni bine pregătiți și un parlament în care majoritatea nu sunt impostori, atunci lucrurile o să se îndrepte rapid. Că tu nu ai nevoie de foarte, adică nu e nicio chestie super complicată să pui oameni competenți în locurile potrivite. Problema e că, în general, proștii se înconjoară de oameni care sunt mai proști ca ei. Iar impostorii se înconjoară de impostori mai răi ca ei. Și în momentul în care o să avem oameni buni care se înconjoare de oameni și mai buni, căci așa ar trebui să funcționeze clasa politică, faptul că tu ești politician și că ai ajuns să fii ales într-o poziție nu te face automat expert în nimic, ci ar trebui să folosești poziția ta de putere să aduci oameni mult mai buni ca tine, să te ajute să reușești să schimbi România în mai bine. În momentul în care facem treaba asta, atunci o să fim bine. Deci eu cred că România are un super potențial. Dar dumneavoastră vorbiți de un alt aranjament al societății. Oamenii ăștia o să iasă cu niște pensii, o să beneficieze tot de niște privilegii. Normal că Ce riscă un
cineva, dacă intră în jocul ăsta al imposturii, al complicităților, al sistemului. Partea de pensii speciale e oribilă. Deci faptul că noi avem polițiști care ies la pensie la 39 de ani e dincolo de ridicol. Lucrurile acestea se vor schimba. Și în mod normal, deci, vor exista metode prin care tu să cumva să pedepsești impostura asta. Adică impozitarea pensiilor speciale cu 80-90% va rezolva o mare parte din problemele pe care le avem acum. Dar, din nou, eu cred că sunt mult mai mulți oameni profesioniști și oameni buni decât impostori. Din păcate, impostorii sunt foarte vocali. Ei caută, deci ei sunt într-o luptă continuă pentru supraviețuire și de asta încearcă să iasă în față și vedem toată ziua pe la televizor. Deci, domnul Ponta e un mega impostor. El nu are nicio problemă să fie toată ziua în văzul lumii și să vorbească de tot felul de chestii pe care el știe că nu are cum să le facă. Domnul Gabriel Oprea candidează pentru Parlament. Și lista e nesfârșită. Aproape toți impostorii pe care i-am expus eu în cartea, nu tot ei, toți sunt pe liste. Mai pe toți o să-i vedem iarăși în Parlament. Există un element comun al majorității celor din carte. Toți au făcut, sau aproape toți au făcut, Colegiul Național de Apărare. Asta e un fel de ștampilă, e standardul. Deci, ca Și să. Institutul Diplomatic Român. Și, da, Institutul Diplomatic, da. În fond, la ce ajuta a face Colegiul Național de Apărare? Obsesia asta pentru securitatea politicianului român este chiar ilară. Adică, toată lumea vrea să facă. Băi, și nu numai asta, dar își fac doctorate. Deci avem, nu știu, sute, cred, de doctorate în securitate. Deci doare mintea, cum naiba toată. Deci, să faci un doctorat în securitate e o chestie foarte complicată și trebuie să știi o grămadă de lucruri. Și e o nișă foarte, foarte mică. Cum naiba toți politicienii noștri sunt hotărâți pe studii de securitate, e o chestie incredibilă. Dar nu Dar aveți o. era o parte din sectă. Deci tu ca să fii cumva pe lista cea bună, trebuia să treci prin secta asta impostorilor. De ce? Că eu dacă te am pe tine la mână, atunci sigur o să-mi fii loial. Și asta e partea care, deci, încrengătura, relațiile între ei au fost pe baza imposturii. Deci dacă nu erai impostor, erai periculos, cum zicea celebrul Marian Vanghelie. Că dacă nu e șantajabil, Care e atunci... prototipul clasei politice. Da, el și Gabriel Oprea, deci erau la... se băteau între ei, deci erau impostorii care nu mai aveau încredere unul în ălălalt. Scriind cartea asta, nu ați descris și fenomenul ca atare. Adică e o definiție a imposturii prin enumerare. Dar fenomenul, mecanismele, care rotițele care au dus la o asemenea plagă, nu o să urmeze într-o altă carte sau puteți să ne faceți așa un plan succint al mecanismelor, cum s-a ajuns aici. Cred că, de fapt, în momentul de față a încetinit. Deci Emilia Șercan a făcut o treabă fabuloasă. Deci faptul că femeia aia de una singură a încercat să expună toți plagiatorii, deși a părut la început o chestie nebunească, a avut un succes incredibil. Și goana asta după masterate, deci în carte cred că sunt zeci care au minim trei masterate și un doctorat.
Deci goana asta continuă după diplome s-a cam oprit. Și acum ai un fenomen invers în care oameni cu doctorate s-au vindecat de doctorate. Deci nu mai îndrăznesc să spună că au doctorate. Din CV-urile lor, doctoratul a dispărut. Și a mai dispărut și câte un masterat, a mai dispărut și câte un studiu post-universitar. Nu glumesc. Deci asta e, se vindecă de studii acum. Trec prin perioada asta. Azi am descoperit un domn care a terminat gaze și petrol și a terminat cu greu gaze și petrol și are deja, avea două doctorate. Ăla două doctorate nu mai figurează în ultimul lui CV. Deci omul cu două doctorate s-a vindecat de amândouă. Am mai descoperit unul deci, care s-a apucat, a terminat facultatea la 35 de ani, deci prima facultate la 35 de ani, și ăla avea trei masterate și un doctorat. Două dintre masterate au dispărut și a dispărut și doctorat. Când v-ați apucat să scrieți cartea, nu cartea, pentru că erau de fapt niște postări pe Facebook și în ziarul Libertatea, ați avut în minte, nu știu cum să spun, niște criterii sau niște criterii minimale de analiză a CV-urilor și cât a fost subiectivitate? Criteriile au fost foarte clare. Deci am încercat, i-am luat la rând. Am crezut de fapt că o să găsesc puțin. Am fost convins că nu o să găsesc mai mult de 40. Și am luat la rând și am început cu primii 16 de la PSD, pe rând. Deci Camera Deputaților, primii 16 sunt liderul și viceliderii, secretarii. Și din primii 16 sunt impostori. Și am avut un super șoc acolo, deci n-am mai știut ce să fac. Și după aceea am zis, stai că nu pot să scriu numai de PSD, că trebuie să scriu și de PNL, trebuie să scriu și de PMP și am început să mă uit la toți. Și mi-am dat seama că sunt foarte mulți și n-am cum să trec prin toți și după aceea am început să-i aleg pe cei mai spectaculoși. Deci oameni care erau impostori evidenți sau oameni care erau foarte cunoscuți și în poziții foarte sus în partide. Deci cum fac eu analiza de CV-uri? Mă uit în CV-urile publicate de ei, CV-urile oficiale ale lor și aici, în primul rând, apar discrepanțe între CV-ul lor actual și CV-urile lor vechi. Sunt unii care și-au curățat, deci cineva asta și-a curățat rezumele de pe internet, deci au curățat arhivele de pe internet, lucru care sună foarte ciudat, mai ales că toți cei care și-au curățat arhivele au fost în comisia de supraveghere a SRI-ului, asta mi se pare foarte haioasă partea, și au dispărut și declarațiile lor de avere care nu pot fi găsite pe site-ul ANEI, cele dintre 2004 și 2008. De exemplu, la Cristian Diaconescu nu mai găsești declarațiile lui de avere din perioada în care el era senator între 2004 și 2008. Și sunt mulți de felul ăsta. Deci asta a fost primul pas. Al doilea pas am verificat firmele lor. Firmele lor le-am verificat la Ministerul de Finanțe, am verificat cifrele de afaceri și spre stupoarea mea existau foarte mulți care erau directori generali conducând departamente și cu adunarea directorilor și al Consiliului de Administrație, firme care nu aveau niciun angajat sau aveau un singur angajat și cu turnover, deci cu cheltuielile, cu încasările totale ale firmei, care erau în jur de o șaormă pe zi. Și ei erau director general la firma aia. După aceea m-am uitat firmele lor în ce procese au apărut și am verificat dacă oamenii au apărut în procese, deci au fost dați în judecată de DNA. Apoi am trecut și prin... Deci am verificat ce a mai apărut despre ei și soțiile și rudele lor în presă și apoi am verificat dacă lucrurile le apar și în declarațiile lor de avere și declarațiile de interese. Și cam asta este metoda de verificare. Am sunat și o bună parte dintre ei, deci acolo unde nu era foarte clar, lucrurile nu erau foarte clare, am încercat să-i sun.
mi-au răspuns, nu foarte mulți, dar mi-au răspuns câțiva și doi dintre ei chiar mi-au dat detalii care au fost utile și au cerut scuze pentru greșelile făcute în CV și cam asta a fost. Dar doi, deci asta a fost. Asta a fost raportul. Dumneavoastră spuneți că sunt 60% dintre parlamentarii actuali care au astfel de... Spuneam asta, sunt mai mulți. A, sunt mai mulți. Da. Și nu 70% șantajabili. Da. Eu sunt mai pragmatic. Eu mă gândesc dacă, de exemplu, sunt parte... Vorbim de serviciile noastre care sunt mult prea puternice, se amestecă mult prea mult în politica noastră. Dacă aș fi în servicii, mie mi-ar conveni să am oameni șantajabili. Fiindcă aș ști că în momentul, în orice moment, oamenii ăia încerca să mă controleze, să fim serios, SRI-ul și CEO nu sunt deloc controlate și ar trebui controlate mult mai bine și sunt complet opace. În momentul ăla, eu pot să închid gura oricui. Deci pentru serviciile, de exemplu, pentru domnul Coldea, păi, parlamentarii noștri erau exact ceea ce i-ar fi trebuit domnului Coldea. Dacă ar fost de închis gura, se închide gura. Și, din păcate, cam asta e situația peste tot. Deci, de ce și cum am ajuns în situația asta, e o întrebare la care, din nou, domnul președinte, cel cu educație și România educată, ar trebui să ne răspundă. Și ar trebui să răspundă curând. Și ce e cel mai înfiorător e tăcerea asta din partea liderilor noștri politici care nu spun nimic. Deci domnul Orban ar fi putut da afară o mulțime de oameni care sunt dovediți impostori. Nu a făcut nimic în privința asta. Au apărut câteva atacuri care nu sunt deloc devastatoare, să spun așa, pentru dumneavoastră, dar sunt malițioase și poate că, de pildă, spuneți dumneavoastră că câștigați 350 de euro pe ora de consultanță. Nu știu, pe o sumă foarte mare. Bine, partea haioasă e că eu am scris continuu despre asta. Deci m-am dat mare de consultanțele mele pe Facebook din totdeauna. În zonele, eu am lucrat mult în Orientul Mijlociu. Deci am început să lucrez în Bahrain și în Bahrain am primit, deci consultanța asta e în afara țării, ca să fim clar. Deci nu lucrez în România pentru 350 de euro pe oră. Lucrez în afară, deci am contracte în zona asta, Orientului Mijlociu, Anglia, bine, și Europa de Vest, mai lucrez și cu Austria, mai lucrez și cu, bine, mai multe țări. Iar ce fac eu se numește comunicare strategică și management strategic. Deci am condus de la 23 de ani, 24 de ani, am fost tot timpul în poziții de conducere și am reușit să fac câteva lucruri chiar deștepte. Și mi-au ieșit destule lucruri bune, așa încât sunt foarte căutat pe piață să ofer consultanță. Iar scopul meu în viață e să am cât mai mult timp liber, așa că sunt scump și cât timp lucrez, încerc să lucrez pe... Da, oricum, să fiu plătit pentru foarte imaginea bine. Noastră de activist și lucrător în ferentari unde faceți voluntariat, averea asta e 450 de mii. E un contrast aici. Nu, e 450 de mii de euro, da. Eu am spus tot timpul, nu? Deci și asta e o chestie care, bine, cei de la Newsweek au uitat să o spună. Nu numai că eu mi-am declarat averea asta de prin, că aveam mulți bani de prin 2007, cred că am făcut treaba asta publică, dar am și spus atunci, încă scopul meu, banii ăia nu-i consider banii mei. De ce consider banii aia? Eu vreau să fac un trust fund ca să mă asigur că atunci când mor, chestiile pe care le facem noi acum cu copii vor continua. Și ideea e că un trust fund poate să-ți, din venitul unui trust fund, poți să-ți acoperi toate cheltuielile de salarii, probleme
și asta e o problemă foarte mare a ONG-urilor, și poți să folosești toți banii pe care îi primești din donații de la oameni să ai impact direct, adică să-i folosești exact pentru a ajuta pe cei care au nevoie să ajute. Și, cum să zic, mie mi se pare că e o chestie destul de, în lumea mea, faptul că sunt plătit foarte bine și că am bani și că totuși eu mă duc și stau prin ferentar și iau ploșnițe și gândaci și car tot fel de chestii și mă duc, umblu cu, peste tot prin toate locurile foarte sărace de prin țară încercând să ajut. Asta e de bine, nu e niciun caz de rău. Așa că chestia pe care a scris-o Newsweek a fost o chestie care mi-a prins bine. Deci m-a ajutat într-un mod neașteptat. Dacă, m-a ajutat și că să explic. Dacă ajungeți parlamentar, care ar fi principalul punct sau cel mai urgent lucru pentru care ați acționa? Clar, transparență. Deci, Parlamentul trebuie să fie mult mai transparent. Se cheltuie foarte mulți bani aiurea în interiorul Parlamentului. Sunt foarte mulți oameni angajați în Parlament, care lucrează pentru Parlament și care ar trebui, cum să zic, un pic verificați, încă mai toți sunt pilele, piluțele foștilor și actualilor politicieni. Apoi, partea de educație. Asta mă frământă pe mine foarte tare. Mi se pare că intervenția în acest moment a guvernului e catastrofală. De exemplu, eu azi am fost să setez încă un computer în ferentar și la lecțiile online erau 4 copii. Iar setarea de să reușești să pui copilul ăla, să-l faci să intre în sala de clasă online, e un chin. Deci dacă nu știi îndeajuns de multe engleză și nu ești priceput, nu ai cum să faci treaba asta. Și noi pierdem foarte mulți copii din cauza abandonului școlar. Și am tot spus, chestia asta se poate rezolva, se poate rezolva relativ ușor, îmbinând partea de școală profesională cu programele de tip șansa a doua. Am putea recupera anual în jur de 20.000 de copii care să revină în educație, să poată să învețe o meserie, și avem și foarte mulți bani disponibili ca să facem treaba asta. Există 3 programe mari europene care ar putea fi folosite exact pentru asta. Deci noi am putea și să plătim copiii ăia să învețe o meserie, lucru care i-ar ține sigur, sigur în școală. Bine, sunt multe lucruri pe care vrem să le rezolvăm. Alta e să punem mult mai multă presiune pe administrațiile locale, să încercăm să ajutăm oamenii care fac bine, sunt foarte mulți oameni care fac bine, să fie mai vizibili.